Un scurt video despre două poze, asta e prima și asta e a doua, copac uriaș tăiat, așa de mare este încât uh, poate să intre un om cu un cal în interiorul trunchiului și aici un câmp mare enorm uriaș, tot așa de copaci mai mici tăiați, dar de fapt nu sunt tăiați, adică primul lucru care îl crede oricine când vede o poze de asta din secolul XIX, ci că primitivii ăștia, oameni primitivi cu tăiatul manual de lemne, cum că ei au, ar fi tăiat așa ceva. Asta a fost uh, din cauza unor cataclisme, dar cataclismele respective nu sunt cataclisme naturale, pentru că nimic nu este natural în lumea asta, totul este artificial făcut prin tehnologie și prin arme și prin cine știe ce chestii grozave au ăștia care controlează și ăștia care se consideră zei sau cum vrei să-i spui. Deci, cu alte cuvinte, nu vreau să las punctul de întrebare, că în mod normal oricine vede chestia aia spune Oh uite la primitivii ăștia în secolul cu, cu topoarele lor și cu tehnologia lor primitivă, cum au tăiat mii și mii de copaci, atât copaci normali cât și copaci uriași. Asta nu a fost tăiat, asta a fost tăiat cu ceva laser sau cu ceva mașini grozave. Și apoi ăștia ce probabil că au fost primii coloni sau primii oameni care au venit să repopuleze arile cum au fost în America și în Rusia și în Asia și în Europa." după o mare resetare și resetarea respectivă a fost o resetare artificială și primii oameni, cum știți, de fapt omenirea noastră are aproximativ 200-250 de ani și toate pădurile din lume la ora actuală, când spun pădure, mă refer la copaci mulți, mai mai sunt copaci unici care sunt mai vechi, dar în general pădurile mari au maxim 200-250 de ani cel mai mult, cel mai vechi. Deci a fost o mai resetare și am să vă arăt doar două poze interesante care nu prea se, nu se vorbește despre la nivel istoric. Și deci cam atât. O să vedem alte poze interesante de acum înainte, așa frecvent, da? Mergem scurt și uh, ușurel ca să nu fie prea mult scurt circuit în neuroni. Și cam atât spre următorul video.